Podcast. Podcast. Suntem în Green Room. În Green Room la Comics Club. La clubul nostru la Comics Club. Suntem până la mine să cred în continuare. Când cred că vin la club aici. Să mă vorbim că avem club. Nu facem stand-up. Și avem club bine făcut. Adică suntem mulțumiți de cum l-am făcut și cum a ieșit. Și am avut și noroc cu unele chestii. Noroc cu multe chestii. Cu multe chestii. Dar în același timp am fost un mariaj fericit de comedianți care se pricep la sunet, la arhitectură, la marketing, la marketing, toate astea fix ce trebuie pentru... Și am vrut să facem cum trebuie. Avem televizor acolo cu camere, care vedem pe scenă, avem camera asta izolată, e bine făcută sala, suntem mulțumiți. Da. Deci veniți neapărat la Comics. Dacă sunteți în sau prin București, puteți să veniți. Avem și serii în care e intrarea liberă, cum ar fi miercuri, acum avem open mic. Mm-hmm. Sunt și prezentator de data asta. A fost data trecută? Da, a fost foarte mișto. Da. Incredibil, mi se pare cât de mult a crescut nivelul la... Open micer? Da. Față de cum era când făceam eu cu câțiva ani open mic, când organizam. Da. Sper că e cu totul altceva. Ma, și sala, adică și oamenii au fost mișto, am zis că și data trecută au fost mișto. Mm-hmm. Dar, băi, au fost și au fost câțiva care au reflectit, au fost real, a fost... Care știu comedie deja. Care, da, pare că... Și îmi sper că și cei care vin pentru prima dată, pentru că sunt mult mai expuși la comedie și o studiază de mai mult timp, ca să zic așa, de la distanță, sunt mult mai buni cu față de cum erau cei care făceau pentru prima dată când făceam noi, când organizam noi. Ceea ce e bine. Da, singurul open mic era la probleme. Da. Făceam la Glendale, după care am mutat la 99. Da. M-am făcut unul tot vreme acolo. Și sunt vinovat pentru mulți dintre oameni. Și eu am făcut la Copac, făceam la Copac, mai venit pe acolo. Și îmi spune că acum ai ocazia să crești de 100 de ori mai repede decât noi. De 100 de ori mai repede. Bine mie să mă duc la fiecare open mic, dar pe care nu-mi permite viața. Da. Să poți să lucrezi materialul mai repede. Plus că acum sunt multe cluburi, ți-a deschis aseară și... De asta zic. Da. Nu, adică zic că ai și ocazia că există open mic-ul și e constant, se face și așa. Ai și mai multe resurse, ai și mai mulți oameni cu care poți să lucrezi decât am avut noi. Plus cluburi de comedie, aseară s-a deschis, apoi deschiderea oficială la full, nu? Da. Noi tragem sâmbătă acum podcastul ăsta. Asta era fost deschiderea oficială la full. E Comics Club, e 99 lei. Și mai sunt spectacole la Arena. La Arena, mai fac și Maria pe la Mojo, adică sunt... Maria mai face la Mojo? Da, corect. Se face. Arena și Mojo nu sunt numai de comedie, dar astea trei sunt de comedie. Și este deja față de cum era pe vremea. Și dacă tu vrei să crești repede ca și comediant, poți să urci lunea la open mic la The Full, marțea la open mic la 99, miercurea la open mic la Comics Club, la noi. Joia mi se pare că este la Damasc, pe care după care vinerea știu că era la Mojo, deci tu poți să faci toată săptămâna să urci să faci de 5-6 minute. În București să ai spectacol. Poți să urci să faci de 5-6 minute și în ritmul ăsta... Și un sfat acum pentru open mic, 5-6 minute, bă, aceleași, nu încerca să scrii materialul nou de la un open mic la altul. Fă-le pe alea să meargă, obține un râs la ele și porne. Mai scrie la alea, adică... Scrie la alea, da, îmbunătățește-le pe alea. Până sunt super tight, până poți să rupi cu ele, pentru că nu știi când să... În primul rând, așa trebuie să faci ca să înveți pe scenă. N-ai cum să înveți să faci delivery dacă tu ai și materialul nou. Chiar și noi, la nivelul nostru de delivery și de experiență, când avem o glumă nouă, tot merge mai prost, pentru că nu știi exact cum să o formulezi, trebuie să-ți aduci aminte ce ai vrut să spui. Tot există presiunea asta. Nu știu eu acum la asta cu germofobul și cu trotinetele. Și la trotinetele nu mai zic, că e a doua oară când o zic. Da. Dar am simțit chestia asta acum, că avem un loc în care să facem constant. Mă gândeam că, ok, aseară a fost un public foarte mișto și mă gândeam că aș putut să dau tight, să fie tight și să pot să ies. Mamă, ce bine a fost. Dar am preferat să încerc material nou, pentru că... Asta era momentul spiritul pe care l-am să-l abordez. Că și eu chestia asta când îmi zice Șoia, mă sună și sau mă văd pe acolo pe mesaje că e full diseară, am așa, e jumătate din mine, bă, am vrut club ca să am un club de casă unde să pot să exersez material nou și după aia ajunge altă jumătate din mine, băi, e full, sunt 200 de oameni, adică trebuie să faci show pentru 200 de oameni, trebuie să faci show ca lumea. Și problema asta, stai că nu trebuie să fac, și eu m-am dus de zi la 9 și am auzit aceleași lucruri.
constant. Asta se întâmplă. Plus că responsabilitatea mai mare e la somn, el trebuie să termine sus. Da, da, bineînțeles. Dar stand-up e fix ca opusul în viață. Cel mai mult contează ultima impresie. Da. Nu prima. Așa e. Da, și noi încercăm fiecare setul să îl termine cu o glumă puternică. Mm-hmm. Și după aceea și spectacolul tot se termină și cu cel mai bun om. Adică care se termine cea mai bună reacție la oameni. Și cu el să termine el gluma de cea mai bună. Care, din nou, e o chestie care ne contrazice oarecum ce vedem în afară. Exact asta spuneam, eu am început în ultima vreme să nu mai țin neapărat. Să explodez la sfârșit? Da, da. Să pot să-i las bună seara. Nu sunt altfel. Asta a fost, vă mulțumesc frumos. Îți dai drumul până la jumate și formă te mai frege așa de buscat. Cam așa. Cam așa, da. Ce chef mai ai? Ustură un pic, aia e problema. Da, veniți, deci open mic e gratis. La open mic trebuie să veniți, intrați gratis și vedeți clubul și puteți să ne să stați de vorbă cu care din noi suntem acolo, care din prezentator și cine mai vine dintre băieți. Și de asemenea mai avem serii în care avem filmări, care una din ele sunt gratis. Ăsta a fost gratis, nu? Mi se pare gratis. Da, da. Așa, și o să mai plănuim să mai facem și alte lucruri în club. În afară de, deși râs că a fost tot aici, ultimul episod, uitați-vă la el că a ieșit în ultimul trecut. S-a mai tras una scurtă care trebuie să iasă zilele astea, e aproape gata, am tăiat din ea. Am avut mult de tăiat, că a ieșit la 200 oameni, nu prea ce să zici să nu se vedă. Și a ieșit... E cât de scurt, dacă... Da, da, cu siguranță. Dar da, e... a fost chiar fain. În fine, asta e despre club. Am despre, nu știu dacă am vrut, cred că am și știați că o salvate, dar am de discutat un subiect cu tine. Nu cred că o să fim în opoziție aici, dar vreau doar să-l dezbat un pic. Și anume, articolul pe care l-ai văzut, cred că l-am pus pe podcast. Kate Blanchett, cine? Kate Blanchett. Parcă da. Kate Blanchett, parcă. N-am citit articolul, am așteptat să-mi zici tu să-mi povestești. Da. Kate Blanchett. Kate Blanchett este e un articol Blanket, în care articolul spune că ea, sunt diverse certe în ea, ea a luat o poziție foarte categorică pro-actori straight care joacă roluri gay. Că există un curent născut din political correctness ăsta super exagerat și dus dincolo de orice limită, care e potriva oarecum, știi, actorilor straight care joacă rolul gay. De ce să nu dai, de ce să nu găsești un actor gay care să joace un... Care mi se pare fundamental greșit, pur și simplu uitându-te la definiția cuvântului actor, care îți preface că e altcineva decât e. Asta e actorul. Trebuie să preface... Da! Tu ușa că... Tu de ridicată, că de pe hanță, pe chiarănță. Da, tu mă faci să cred că ești nesteluc, chiar pe... A, da, în fine. Faptul că nu se deschide ușa, da, suntem în piață. Da, suntem în piață. Da, e gips asta. Dacă nu nimerim montan, putem să ieșim în sală. Prin el. Și mi-a plăcut foarte mult de ea în articolul ăsta și de ce a spus. Nu mi se pare că a pus exact punctul ăsta pe ei, că actorul să preface că e altcineva. Și cu exemple clare care să demonstreze absurditatea conceptului de a căuta pe unul gay care zice dacă îți trebuie unul care să fie... faci un film science fiction și trebuie unul care să fie alien, ce faci? Trebuie să găsești un alien care să joace sau... Cred că sunt de părere că negri ar trebui jucați de albi. Categoric. Dar știi că s-au inflamat și pe chestia asta. Au fost și cu asta scandalul. Că sunt negri care au jucat și sunt albi care au jucat negri. A fost filmul ăla cu puicuțe. Asta, personajele erau inițial, da. Și au fost... Și... întorcând la Kate Blanchett. Și mi-a plăcut foarte mult că a luat un, cum să zic, și tu că stand, dar categoric, ceea ce puțină lume vezi făcând, toată lumea să cacă pe ea, acum toți, da, dar e așa, dar hai să nu
că nu știm, și cu lui C.K. la fel. Cam toată lumea e, a fost rău, dar e păcat, dar nu știu ce, dar n-a fost, poate n-a fost, dar nu știm că n-a așa. Nu zice unul să vezi, foarte puțin, sunt câțiva, dar sunt puțin care să iau cum să zic, o poziție categorică, să spună eu asta cred, eu, e bine sau e rău ce a făcut sau așa. Îmi dau seama că, să spun, în cazul lui C.K. e mult mai nuanțat decât poate asta cu ce zic, ce mai ușor de dat exemplu aici. Care, apropo, ai văzut că a tot, mai tot urcat? Am văzut că a mai urcat. Fără să îmi dau seama dacă e bine sau rău ce face, dacă vrei să intri înapoi în comedie, ăsta e singurul mod în care îl văd. Să tot urci, până la un moment dat tot împingi și, na, se poate. Poate nu trebuie să fac asta, poate e rău, dar pur și simplu eu nu iau aici, nu pot să-mi dau părea, că nu mă duce capul să-mi dau seama dacă e bine sau rău. Nu pot să apreciez. Eu personal, dacă ar fi să iau un stand în treaba cu lui C.K., aș zice că mai departe a lui, mi se pare că a fost... Am văzut că a atacat și problema asta. Da? Ce s-a întâmplat? Și? Povestea era cineva din ce a fost așa o plăticea bine, adică articolul era tot totally biased și zicea că se plângea că a pierdut 35 de milioane de dolari într-o oră. Și nu mai avea cred că sunt. That happens. Da, da. Da, o să pun link la articol pentru că chiar mi-a plăcut. Cum ar zice ungurii, a pus un laut pe U. A pus, da. Exact. Pe U. Pe U. Pe U. Mai am un știască, dar care este foarte dificil. O să pun doar link. Care zice despre... Este o unwritten rule în limba engleză. Care spune cum ordinea în care pui adjectivele înaintea unui substantiv. Că iau adjectivele înainte, de obicei. He's a tall man. Mm-hmm. Dacă spui că e cineva, nu spui a man tall, cum spune noi, un bărbat înalt. Și regula referitoare la ordinea în care spui este așa. Este opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose și după aia e substantivul. E unwritten. Dacă cam așa se înțelege ordinea în care pui așa. Și un exemplu cu toate astea. Un exemplu cu toate astea, da. You might have a lovely little old rectangular green French metal whittling knife. Dă-te pe toate la rând așa. Drăguț. If you mess with the order, it hits your ears wrong. It sounds weird to say green little man instead of little green man. Da. Dar nu e o regulă, da, nu e hard rule, e scrisă. Acum e scrisă. Acum e scrisă, da. Dar da, este e interesantă chestia asta, dacă vă pasează. Că noi ne pasează prin natura comediei, te uiți la felul în care funcționează limba foarte mult. Și limba română, și pentru că am mai scris în engleză, ne-am uitat și la limba engleză și pur și simplu că suntem expuși tot timpul la limba engleză și atunci... Și am și un știați că pe bune. Care zice așa. A study was once done in which a man wore goggles that inverted his vision. Adică vedea totul cu sus în jos. Sunt de goggles cu oglindă și vezi totul upside down. Așa. Și his eyes gradually adapted and after 10 days his vision seemed right side up again. Deci după 10 zile creierul lui s-a ajustat ce vedea cu ce simțea și i-a întors imaginea la loc. Wow. Da. And he was able to function normally. E ca aia cu bicicleta când faci stânga-dreapta. Ca aia cu bicicleta, cu Smart Everyday. Da, da. Pe care recomandăm, o să punem link dacă nu uit. Smart Everyday a făcut o bicicletă în care întorci ghidonul stânga și faci roata dreapta. Și a mers câța chemi, o săptămână sau câța chemi cu ea și tot cădea. Era imposibil. Era imposibil. Și a fost un click la un moment dat. Și de atunci a putut să meargă și pe aia am putut să mai meargă normal, nu? A trebuit să facă click-ul invers după o vreme. Mi se pare fascinantă chestia asta și cel mai mult mă duce cu gândul, mă pasionează, n-am timp să încerc, n-am, adică referitor la ce poate să facă creierul. Chestia cu visele. Așa. Visurile. Visele? Visurile. Ce visezi noaptea? Că unul e ce visezi noaptea? Ce visezi noaptea? Mai multe.
un vis de noapte mai multe. Există o carte pe care cred că am mai recomandat-o, care se numește, cred că e trilogie, SF, beletristică, care se numește prima e Furnicile, a doua e Ziua Furnicilor și a treia e Răzbunarea Furnicilor, Fiul Furnicilor se întoarce, Furnicile 2000, nu știu, o chestie de asta, ceva, Furnicile Millennium. Și ziua de nume a Furnicilor. Ziua, da. Fii Furnicilor, Răzbunarea Fiilor Furnicilor. Ai pus bine în ordine? Și în cartea asta, cred că am mai spus, dar m-a pasionat cartea asta și e una dintre cărțile care m-a deși e scrisă în francez, în mod ironic, e o carte bună. M-a pasionat foarte mult în cartea asta, sunt pasaje, la începutul, nu știu dacă fiecărui capitol sau unor capitole, pasaje, vezi, domnule, citat, dintr-o carte care se numește Enciclopedia Cunoașterii Relative și Absolute, care nu cred că există, cartea aia. Așa. Cred că citatele alea sunt date din enciclopedia asta ca și cum ea ar exista, dar ea de fapt nu există. Dar sunt chestii care sunt foarte, foarte interesante legate de, care sunt pe bune din câte știu, legate de animale în general și de natura oarecum a legăturii oamenilor cu animalele, cum interacționează oamenii cu animalele. Asta e în paralel spusă, un capitol e despre lumea oamenilor și un capitol e despre lumea furnicilor. Și la un moment dat cele două se întrepătrund. E SF, deși furnicile au și ele acolo între ele niște personaje principale, au și ele niște probleme de ale lor, oamenii la fel, și la un moment dat oamenii fac un fel de mecanism, un robot cu care poate să comunice cu furnicile, să traducă ce vorbesc furnicile și să întrepătrund cele două narațiuni. Ăștia găsesc eu un fel de semi-polițist totuși, că ăștia găsesc e cineva care moare și furnicile... E foarte interesantă cartea. Eu am citit întâi Ziua Furnicilor, după aia am primit-o cadou de la Claudiu. Și mai făcea referințe la prima, dar am putut să înțeleg și să-mi placă fără să citesc și pe prima. Și într-adevăr, asta Ziua Furnicilor mi s-a părut chiar mai bună după ce am citit-o și pe prima, la un moment dat. Și pasajele astea sunt extraordinar de interesante. Sunt chestii de stilul... aia cu ploșnițele care ejaculează de 30 de ori raportat la greutatea corpului, ejaculează de 30 de ori mai mult sau de 500 de ori mai mult decât un om. Deja cum un bărbat. Și avea Paul cu se Paul gluma aia, că, adică dai o labă și trebuie să te muți pe urmă. Și era foarte amuzant. Și sunt o grămadă de chestii interesante în cartea asta și una dintre citatele astea din Enciclopedia Cunoașterii Relative și Absolute era despre vise. Și ziceau că există niște triburi sau un trib undeva care sunt a cărui cultură e foarte mult construită în jurul viselor. Adică dacă, de exemplu, un vis tu jignești pe cineva, în viața reală după aia două zile trebuie să te duci să-ți ceri scuze persoanei respective. Bine, sunt cu o să nas și cu frunze de palmier. Adică nu e, trebuie să iei serios ce vorbesc ei acolo, ce gândesc ei, dar în ideea asta, în sensul în care tot ce se întâmplă, se întâmplă în jurul viselor. Și atunci, pentru că sunt foarte axați pe treaba asta, ei și-au dezvoltat oarecum mușchiul ăsta de a putea să controleze visele. Care se poate face, sunt și cărți științifice mai serioase care vorbesc despre asta, cu timpul. Deci trebuie doar timp și exercițiu. Să te concentrezi înainte să adormi foarte mult pe ce vrei să visezi. Da, și dreaming se numește, dar... Exact. Așa. Și să poți să... Dar nu e neapărat, nu știu dacă e neapărat lucid dreaming, dacă e neapărat... Să-ți dai seama că ești în vis sau pur și simplu să poți să-ți... Păi, ăla e un următorul nivel de... Ăla e alt nivel de lucid. Deci lucid dreaming e doar că ți-ai visezi tu ce ți-ai propus. Eu credeam că e când poți să controlezi. E... Primul pas este să conștientizezi că ești în vis și după aia încetul să poți să... Nu știu dacă în cartea asta era așa. În cartea asta cred că întâi exersau măcar să poată să viseze ce își propun. Adică să gândească foarte mult, bă, vreau să visez un elefant azi. Mm-hmm. Și să viseze un elefant, chiar dacă nu-și dau seama că sunt în vis. Dar da, lucid dreaming era după aia următorul pas. Căutam cum se numea filmul în care am văzut prima dată de lucid dreaming. Waking Life. De lucid dreaming. Waking Life. Waking Life. E ăla semi-desenat. Da, nu e Scandal Darkly. Ăla era după. Mi se pare că era după, da. Waking Life. Da, aia căutam. Foarte interesant filmul ăla. Da. Și mi se pare amuzant că, acum căutam pe Google, asta mi se pare total fucked up. Că nu mai știam cum se numește filmul, dar știam cum se numește tehnica de animație. Serios, da, da, rotoscoping. Ah, ok, da, rotoscoping. Știi. Dar e un soft pe care l-a făcut un tip care n-a vrut să-l vândă, n-a vrut să-l comercializeze.
l-a ținut el să... Mm-hmm. Foarte interesant. Deci dacă n-ați văzut Waking Life, asta ar fi recomandarea de azi, ca să ne întoarcem un pic la rădăcinile podcastului. Da. Waking Life este... Și subiectul abordat e incredibil de interesant, e despre vise. Și despre uneori e în vis, uneori nu e în vis, vorbesc despre cum îți dai seama că ești în vis, cum să faci chestia asta. Și foarte mult e, în mare parte, discuții între oameni, cam asta e Waking Life. Discuții filozofice. Filozofice între oameni. Mm-hmm. Un fel de Tarantino Guy Ritchie evoluat, nu știu cum să zic, fără acțiune în el. Da, nu, sunt o serie de slice of life. Slice of life, dar sunt prezentate într-o manieră extrem de interesantă, adică nu e nici filmat, dar nu e nici animat, e ceva între. Tehnica, cum zicea domnul Fără, se numește rotoscoping, adică desenat peste frame-urile din film. Dar cineva, un tip, a făcut un soft în care desena un frame peste un frame din film, desena un frame animat contur și pe aia mai desena o dată la 50 de frame-uri mai încolo sau 100 de frame-uri mai încolo, un alt frame. Și softul ăsta făcea între, să uita la tot pașii între ce e în spate filmul și lua frame-ul din desenat cu mâna și încerca să-l potrivească pe celelalte cale. Și e o chestie foarte trippy, cred că după aia, dar cred că dacă te uiți la ea și nu ești 100% dreaz, cred că e... Îmi dau și părerea fără să mă pricep. Fără să știi, da. Fără să știu. Dar da, asta fi o recomandare interesantă. Ei, și în cartea asta, într-o când m-am dat ziua până niciodată, vorbeau de chestia asta de vise, că poți să ajungi să le controlezi. Și m-a prins la un moment dat, am încercat câteva, o perioadă să, dar e foarte, foarte ușor să nu te ții de chestia asta. Că te culci într-o seară după trei serii în care ai reușit să faci asta, vine o seară în care ești rupt total, te duci când ajungi acasă, nu mai e chef de nimic, și ești la modul ăla, bă, ce e mai important în viața mea, să mă odihnesc eu, să stau liniștit, să dorm calm, sau să mă apuc chiar de căcatul ăsta cu visele, să văd ce până azi, și da, nu azi, și pe aia se pierde, a doua seară. Mai ușor să nu te ții de orice. Da, dar altele sunt, da, asta cu, uite, de exemplu, când să te țin să nu te îngrași foarte mult, te mă genează în fiecare zi, mă deranjează când... Și ce asta? Te oprește pe mare majoritate, nu? Mă face să... Nu, uite, nu țin o cură, dar mă face să fiu uneori un pic atent. Adică dacă am de ales sau am un pic de timp... Nu, exact, dar nu ești atent în fiecare zi. Da, dar contează că măcar unul ești des atent. Adică nu e zero. Dacă sunt o zi, da, o zi, nu e 50% ca efect, din păcate. Mai ales cu vârsta. Da, am uitat la curs, la curs la engleză, mai din când la curs. Da. Alea vechi, cu Drew Carey, incredibil de amuzante tot timpul. Astea noi, sunt și ei mai bătrâni, se vede că nu mai au nici energie să se mai agite și să mai scălâmbăie cum o făceau. Dar pare că nu e chimia între ei și prezentator. E posibil. Foarte mult pare. E o tipă, o negresă, tinerică, care pare foarte bici. Așa mi se pare mie. Mm-hmm. Și este... În primul rând, nu pare că e fan, ea, cum era Drew Carey. Mm-hmm. Și în al doilea rând, pare că se forțează să râdă. Să tot chinuie să fie amuzată de ce fac ăștia și are un râs care te prinzi că nu e... Mm-hmm. Poate trebuie să-l asculți cu atenție sau poate trebuie să fie chiar asshole ca mine să cauți, să găsești. Dar pare că râsul ei e că e prezentator acolo și că o plătesc unii să fie... Mai bine. Adică la Drew Carey când râdea, îl vedeai că râdea cu poftă, era... Și știu că și de Drew Carey să zic chestii și așa, dar... În emisiunea cel puțin a fost... Se potriveau, aveau banter, aveau, discutau unii cu alții și aveau chestii și așa. Cu tipul asta e... Aprobă sau multe chestii? Da, nu, nu zic, evident, a trecut și timpul, da. Normal, e dificil de judecat așa și mergem la timp foarte simplu, pentru mine. Da. Nu știu să spun. Și mă gândeam eu că tot ne gândeam să mai facem niște chestii pe net. Noi facem, suntem invitați constant la Râs ca prostul, facem una scurtă. Vreau să ne scrieți și voi dacă aveți vreo idee de ce am putea să facem. Ce ați vrea să ne vedeți făcând amuzant pe net. N-am mai gândit noi niște chestii. Și dacă aveți vreo idee strălucită pe care ați vrea să o vedeți, nu duce în lipsă de idei neapărat, dar poate apare ceva... Adică idei sunt multe, cu executată e problema. Și nu numai asta, ci pur și simplu vreau să
cred că avem oarecum umilitatea de umilitatea există în română? Să zicem. Umilismul. Avem umilismul de a ne stai acolo cu dezvidezătoare. Umilismul dezvidezătoare. Să facem un post, un thread pe Reddit cu cuvinte inventate în podcast. Cu umilismul de a ne da seama că e posibil să existe idei foarte bune pe care nu le avem. Oricât ne-am gândit și oricât ne-am documentat noi în zona asta, să pice de undeva ce faci și nici nu a trecut prin cap, că ar trebui să fie amuzant. În aceeași notă, dacă aveți idei de glume pentru stand-up, primim sugestii pe... Mm. O, sunt trist să nu vreau cu stand-up. De ce? Am senzația că nu mai sunt amuzant. Am o pasă în care sunt, specialul a fost bun, a fost amuzant, creierul meu nu conștientizează că sunt glume acolo care sunt lucrate 5 ani de zile până au ieșit așa. Și sunt... nu o să mai iasă nimic niciodată la nivelul la care a fost au fost glumele din special. Niciodată nu o să mai fie nimic de acolo. Știu. E constant și am asta. Mă zic acum cu astea noi, mă doare cum zic tot așa. Aoleu, dar și eu am chestia asta. Și zic, mă arunc în asta, dar ce mă arunc iar? Și da. Nu am mai scris niciun topă, n-am mai scris nimic. Da, de da, ce zic același lucru și cu aceleași cuvinte. Și care sunt șansele să iasă? Da. Eu sunt foarte surprins de cât de puțin merge, cât de greu și de prost merge. Mie mi s-a părut, am avut o revelație zilele trecute, săptămâna trecută, nu știu. Mi-am dat eu seama la gluma mea cu NPC-urile care sunt așa, că nu știi, nu e din calculator, că dacă aș zice după aia că de fapt suntem într-o simulare, că eu sunt de părere că suntem într-o simulare, s-ar lega toate, majoritatea glumelor mele s-ar lega între ele de această temă comună. Am și văzut un special, gata, a fost creat, cu o temă comună în care noi suntem de fapt într-o simulare. Aia, clar, subiectul principal ăla pe care zic cu NPC-urile și cu tot, ăla dă tonul, că e clar că acolo. Și pe aia mă duceam în gluma că cine joacă cu mine joacă foarte prost. Că e clar că e jocul meu, pentru mine e jocul meu. Cine joacă cu mine joacă foarte prost. Mai am o singură piață și nu mai am energie deloc. Deloc n-am. De 3 ori am zis-o până acum, liniște în sală, să uite oameni la mine și sunt așa. Go on. Și cred că nu setez eu bine premiza. Cred că am aceeași problemă pe care au open micuri în care nu setez bine ce e energia, ce e viața. Cred eu că e o problemă, că gluma asta, că nu am energie deloc. Ziceai de... eu fac gluma aia într-un... Da, și... deci cum ai zis exact? Eu zic că suntem, termin gluma cu NPC-uri, dar că sunt, mi se pare că oamenii aia sunt pur și simplu oameni NPC-uri, non-playable characters, sunt un joc, într-un video game. Și eu sunt convins că este un, viața asta pe care trebuie, e o simulare video. Și cine joacă cu mine joacă foarte prost, că eu deja am o singură viață, am o singură viață și nu mai am deloc energie. Că de obicei joc la calculator, ai mai multe vieți. Să zic, am o singură viață, mai am o singură viață și aș face mai explicat. Asta zic, că nu se trebuie să zici că bara cu energie e la zero, adică o chestie de genul ăsta. Ok, înțelegi? Interes, da. Deși e mult mai pe față, sper că face mai clar. Și dacă înainte de chestia asta ai o glumă despre cât de puțină energie ai, o face de două ori mai bună. Da, ok. Înțelegi? Da. Dacă faci o glumiță, orice, înainte. Okay, da. Care, nu știu, legată de ceva. Da. Că o face și semi-callback și o face păi și mai explicat. Păi asta mă dați acum. Sunt la nivelul la care am nevoie de orice truc. Every trick in the book to make this shit work. Fix așa sunt. Au început să am callback-uri peste tot, la toate. Mi-ar plăcea mă să mă apucat de efectiv, asta îmi doream asta la un moment dat. Partea cu scrisul e dificil. Da, e cea mai dificil să scrii. Da. Fie că stand-up, fie că show de seară, fie că glumele ales ca prost, nu mă rog. Mi-aș plăcut să fiu punch-upper. Știi că se angajează pe scenarii în America, scenarii de comedie, se angajează, sunt unii comedianți, așa, care angajează ca să punch-up the movie. Da. Să scrie niște punch-uri sau să lucreze niște lucruri, să le optimizeze, știi? Aia mi-a făcut ce-a să fac. Am făcut să fiu doctor pe glume. Ia, ce are? Ce nu merge aici? Respira adânc.
mi-ar plăcea. Și mie, pentru mine, din nou, pentru mine mi-e cel mai greu să fac. Evident, dar e the old adage, nu? Da. Nu așa este că cizmarul cu pantofii rupți și croitorul cu dinții stricați. Din nou am și am o totul de probleme, îmi pare că sunt nesuferit chiar și pe scenă. Deci e suferit în general, nu se pare că e... Mănceagurile, doar atât mănceagurile, altfel nu am probleme. Eu am rămân în cap, am rămân cu lumea că mănâncă, cu zgomot de mâncat, cu plescăitul de mâncat, dar uneori e... Nici nu trebuie să fie gura deschisă, nu trebuie să fie plescăit per se. Poate să fie plescăit, cu gura închisă, plescăit, nu e plescăit. Gomotul de mâncat, de stronțit în dinți, doar că ăsta nici nu poate să respire pe nas. Și trebuie să mănânci cu gura deschisă, că altfel nu moare. Dacă bagă mâncare în gură, la el începe countdown, în jos. E fix într-un joc, eu sunt convins că trebuie să fie Scott Pilgrim. Tu ai, îți apar punctaje pe ecran. Îți gândesc dezmănec restaurant, fapt. Da, au început toată lumea, mi se pare că am început să ne arătăm un pic vârsta. Surin are zgumă de astea, dead noises. Cu astea de șoare. Și cu de-astea de... E foarte... Dar mai așa a făcut un sunet ciudat, mă știu, zilele astea. Și am întrebat, ce? Ce se întâmplă? Nimic. Dar mă, și a fost un sunet total de nicăieri. Da. Da. Vârsta. Mi-ar plăcea să reușesc să fac... Așa, și ziceam toată chestia asta cu subiectul cu asta. Și vedeam toate, orice puteam să justific mult mai ușor prin prisma unei simulări. Porumbei, de ce nu zboară porumbei? Merg. Că nu-s problema să zboare, nu le-a spus nimeni instrucțiunea să zboare. Băi... Și aveam așa o semi-erectic gândindu-mă la... Păi nu știu să zic pe scenă și era efectiv greier. Efectiv greier sau... Și mă doare când încerc material nou și mai am una acum cu prejudecată, pe care am mai avut-o la un moment dat și am renunțat la ea când am mers. Și vreau să mă încerc în seara asta. Eu cred că trebuie să duci analogia mai aproape de jocuri. Da, asta e. Dar mai dus, mai am exemple. Și mână. Mai am exemple. Mai am aia cu... Și mai specific. Mai am aia cu... Că, nu știu și pe ce calculator joacă, un calculator foarte prost, care se tot blochează. Că mi se întâmplă des să intru într-o cameră să fac barna de ce am intrat în cameră. Atunci s-a blocat calculator, și am luat înainte și eram deja în cameră când a dat load la game și nu mai aveam obiectivul ăla de să termina să trecuse. Era, e zi apare uneori deja. Tot nu cred că... Nu cred că are toată lumea experiența pe care o am eu în a juca jocuri ca să înțeleagă referințele și atunci fie renunț la glumă, fie trebuie să o setez mult mai explicit. Iar dacă o setez mult mai explicit, mi se pare că omor un pic din ce face, ce dă valoare glumelor în felul în care le spun eu. Dar zic un trick pe care îl folosesc în ultima vreme. Nu știu dacă tu ai observat, dacă a observat cineva. E un trick pe care l-am descoperit fără să vreau și folosesc, cred că la 30% din glume îl folosesc de vreo 3-4 luni. Nu termin cuvintele. Mi se pare că îi las pe oameni să-și creeze, e genul ăla de în care nu spui cuvântul și își creează oamenii, că ai tu aia, ai gluma cu... în care nu spui... nu mai știu care, îmi scap acum, dar ai o glumă în care îi duci până acolo, ai făcut, am zis-o așa, da, și da, mai da. Zici încă o dată, dar nu mai zici panciu. Cum îți dai seama că... Așa, 30, 10, 20... A, zici de asta nouă. Sau și aia, cu cum îți dai seama cu... Nu, ai cu topul gamei. La aia topul gamei. Așa. Când erai așa, era ok. Acum... și oprești. Că lumea completează în capul lor, că știu ce... Și aia funcționează clar și mi se pare că totdeauna e un mecanism smart de a face glume și care funcționează fără, dacă îl faci bine, funcționează fără niciun fel de problemă de fiecare dată. Și eu n-am glume de genul ăsta. Nu sunt construite în felul ăsta în care să pot să... Am zis construcția și mă mai duc încă o dată în ea și mă opresc la jumate și completează restul propoziției. Dar zic, de exemplu, aia cu porumbei, că trebuie să mă duc acolo ca să mă cac aici, nu pot să mă cac de aici, aici, că se duce pe pici, nu știu ce se întâmplă. Așa o zic, de fiecare dată, se duce pe pici și mă opresc. Că știu că se înțelege că e aia, dar mi se pare că e mai amuzant să fiu suficient de nervos cât să n-am timp să zic. Da, e un pic diferit
E un pic diferit. E altă un pic așa, dar e același mecanism în care eu le dau direcția și o termină ei, înțelege. Știți problema mea, apropo de gluma asta, asta nouă cu germofob și cu 10-20 așa, da, și așa. Da, da. Că odată când fute ritmul chestia asta, că îi las pe ei să completeze. Da. Înțelegi? Și trebuie să aștepți, că și nu știu ce variază. Să se prindă și fuderim că nu pot să mă duc tăc de nu să build it up și se duce în jos, practic, gluma. Și pentru că îi las pe ei să completeze ce se întâmplă, ceea ce îmi place foarte mult, da, mie, înțeleg, fac, nu știu. Sunt două lucruri care îmi place să le fac pe scenă. Unul, să-i las pe ei să se creeze în mintea lor ce urmează să zic, știi, să facă ei conexiunea și nu știu, așa. Și a doua, să-i păcălzi. A, deja știu. Aia îți place eu când... Adică ai observat, am din ce în ce mai multe. Ce mai multe este, da. Bună, eu mă aștept la un moment dat să nu urci pe scenă, să-i păcălești că urcă Sergiu, nu mai e Sergiu. Inclusiv aia cu evrei, da, și da, da. Aia cu legalizatul, și zic că sunt multe care pot să-i păcălesc. Dar mi se pare că lăsându-i pe ei să completeze, se prind. Și pleacă după show mai mulțumiți de ei decât de mine. Exact asta este. Înțeleg că e o problemă. Dacă, bă, ce smart sunt eu. Știi? Da. Cred că unii cred că tu nu te-ai gândit la aia. Că s-au prins ei. Dar mereu știi că se întâmplă. Se întâmplă. Se întâmplă și la gluma cu... Cum îți dai seama că o femeie are... Da. Da. Se întâmplă. Era... A... Da. Da. Asta da, încercat da, să-ți da. Bag în minte, fără să zic. Dar pe moment ajută pentru că există... Cum am mai discutat la umor... Chestia cu teoria superiorității, în care creierul îți dă ție un reward că te-ai prins. Mm-hmm. Și în momentul în care tu te prinzi la o chestie care nici n-a zis-o, completezi, întâi completezi punchline-ul și după aia te și prinzi la punchline, creierul este în extază, e dă-i cu endorfine până la că suntem cei mai tari din lume. Și îi faci să simtă și mai bine pe moment acolo. Dar în același timp, da, cum spui tu, nu cred că apreciază ce faci tu ca să... Și nici nu trebuie, că ai scos din poveste dacă faci asta. Care, apropo, e un citat din asta cu Kate Blanchett, care este, nu știu dacă îl zic foarte corect, dar mi se pare numele că... Numele nu cred. Da, sunt convins că numele mai bine decât ce o să zic acum. Dacă ai să fac un tatuaj, cred că stai aproape de ce nu aș face. I will defend to the death the right to suspension of disbelief. Sau ceva de genul ăsta. Nu the right, poate. Poate nu the right, poate, dar că suspension of disbelief, apropo de actorii care nu sunt gay, care joacă, că o să lupte pentru chestia asta, să poți să faci totdeauna, să spui poveste și să intri dacă ai suspension of disbelief, ai intrat în poveste și ai ceea ce mi se pare, da, nu, că nu e referitor la asta. Nici nu știi că ăla e gay, cum știi că ăla e gay, dacă joacă unul gay, ce are ăla gay în plus, ce n-are ăla altul care nu e gay. Sperma în anus, dar în afară de sperma în anus, zic. Este prea doar că nu putea controla viteza cu care arunc albele către el. Bă, nu știu ce, ăsta s-a dus, nu știu ce tehnică de comedie, așa. Sperma în anus. Ce physical comedy, direct. Suspension of disbelief. Știi? Simulare, nu știu. Și nu știu ce nu merg glumele astea noi, nu înțeleg ce nu merge umorul nou. Nu știu, mă, că nu l-am freză. Da, eu zic că ăsta e podcast. Eu zic că ăsta e bine. Vă așteptăm la Comic Club. Dacă veniți aici, nu ezitați că noi mai ieșim în față la fumată de țigări de unii din noi. Vă așteptăm, facem o poză la... Nu ezitați să-i cereți lui Toma sticăre, nu o să aibă la el. Niciodată. Am primit mail-ul de la cine mi-a scris, am primit mail-ul, n-am ca să-l spun, dar plicul o să plece către tine în nici 6 luni. De asemenea... Dacă ne vedem pe stradă și vreți o poză sau un spectacol, vă rog, nu mai spuneți că nu sunt atât de mic în realitate. Asta o spune toată lumea și acum o să-mi zică toată lumea. Nu știu cum am dat seama ce am făcut. Și avem Patreon.
dacă... Avem pe Patreon, avem tiere noi. Da, 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 da. Care sunt foarte interesante. Vă recomand să intrați și să vedeți acolo, pentru că cine e la noi la Patreon abonat va primi în avans și în exclusivitate chiar capuri de la una scurtă și alte lucruri pe care le facem noi aici. Poate și un podcast pe lună avem, nu? O să primească un podcast pe lună în plus. În plus, da. Deci cele pe care le facem acum. Deci o să primească două podcasturi pe lună. Exact. Așa, și o să primească un extended version de la una scurtă. Da. Adică Pentru că aproape noi, show-ul complet. Da, noi avem, când tragem una scurtă, de obicei e undeva la o oră și 20, o oră jumate. Ceea ce e mult prea lung pentru internet. E mult prea lung pentru internet și atunci îl tăiem undeva la 20-30 de minute maxim pentru publicul larg. Dar cei care sunt pe Patreon o să primească o versiune, cred că, de o oră. Cam așa? Aproape o oră. Cam așa, e o oră. Am scos câteva chestii din asta. Și alte lucruri, că o să-mi plănim și alte lucruri și să mai facem și alte lucruri. Și o să pun și link la finalul podcastului, puteți să dați click și să vă ducă direct, o să vă apară pe ecran link spre podcastul anterior și link spre Patreon și link de subscribe. Mulțumim mult că ne-ați urmărit și ne vedem joi. Că astăzi asta o să fie luni. Da.